Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi avem un interviu cu Florian Banu, un istoric din tânăra generație, un istoric foarte serios, după alegerea subiectelor și acribia cu care le dezvoltă, consider că este unul dintre cei mai importanți istorici din tânăra generație. Am ales să discutăm astăzi despre unele dintre volumele semnate de domnia sa și în același timp despre situația istoriei în ziua de astăzi. Florian Banu are o activitate științifică serioasă, este autor a 4 volume, co-editor a 9 volume de documente, coordonator al unei monografii și co-autor a 2 enciclopedii. Dincolo de asta, are peste 250 de studii de istorie publicate, participă la diferite conferințe, sesiuni și așa mai departe. Bun găsit, domnule Banu, vă mulțumesc că ați acceptat să ne acordați un interviu. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Telespectatorii noștri, vreau să le spunem că a scris două volume destul de interesante care s-au bucurat de un real succes în rândul pasionaților de istorie, și anume de la SSI la SIEU, istoria spionajului românesc în perioada 48-89. Spuneți-ne, cum era spionajul în perioada respectivă? Cum era el coordonat? Faceți-ne o scurtă descriere. Da, cred că în primul rând ar trebui să spunem că practic de la apariția statelor din antichitate și până în zilele noastre, activitățile de spionaj, de culegere de informații s-au desfășurat fără întrerupere, indiferent de epoca istorică, de spațiu geografic, de tipul de regim politic instaurat într-un stat sau în alt. Deci, din acest punct de vedere, se poate vorbi de o continuitate neîntreruptă, o continuitate milenară. Iar în cazul României, la fel, activitățile informative pot fi urmărite timp de mai multe secole. Primele informații de acest tip vin din Evul Mediu, așa cum știm, chiar prima atestare scrisă a limbii române, celebra scrisoare a lui Neacșu, conține, de fapt, o serie de informații despre mișcările inamicului de atunci, respectiv ale oștilor otomane. Deci, iată că nimic nou sub soare, ca să zicem așa. În privința spionajului din timpul regimului comunist, aici trebuie subliniat că, practic, instituția care se ocupa cu culegerea de informații externe la vremea respectivă, adică Serviciul Special de Informații, mai cunoscut ca SSI, a fost, dacă vreți, cea mai longevivă instituție din comunitatea informativă, în sensul că dacă poliția, jandarmeria, poliția de siguranță au fost desființate în 1948-1949, Serviciul Special de Informații, SSI, a supraviețuit până în 1951, când a fuzionat, a fost comasat cu Direcția Generală a Securității Statului. Deci, iată că acest domeniu se dovedea a fi unul extrem de sensibil, iar proaspeții guvernanți comuniști, care au avut abilitatea de a prelua din mers ceea ce ei numeau aparatul represiv burghezo-moșeresc și de a-l adapta la nevoile lor, deci până și aceștia au recunoscut faptul că spionajul este un domeniu delicat, este un domeniu care solicită la maximum inteligența și abilitatea celor care se încumetă să facă astfel de activități și chiar și din punct de vedere instituțional, vechiul aparat a fost cumva menajat, tolerat, să spunem, până în 1951, când devine direcția A, apoi direcția întâi din securitate, destinată special culegerii de informații externe. Fără îndoială că dacă aceste cadre organizatorice au fost păstrate, cam același lucru s-a întâmplat în primii ani și cu vechii specialiști. Nevoia de resurse umane într-un astfel de domeniu este una foarte greu de satisfăcut. Sunt foarte greu de găsiți oamenii care să întrunească calitățile necesare unui ofițer de informații. Și atunci o parte din vechii specialiști au fost menținuți. Fără îndoială, în paralel a avut loc o infuzie puternică de cadre noi, de angajați noi, care au fost școliți, care au învățat din mers de la
colegilor mai în vârstă și rodați în astfel de activități, astfel că putem spune că într-un timp relativ scurt, serviciile de informații ale României comuniste s-au pus la punct cu metodele și mijloacele de acțiune în acest domeniu, evident cu puternicul sprijin pe care îl acordau serviciile secrete sovietice, astfel că de la jumătatea anului, de la jumătatea anilor 50, după 1955-1956, culegerea de informații din străinătate devine destul de eficient. Ulterior au avut loc o serie întreagă de adaptări, de modificări organizatorice, au fost aduși oameni tot mai bine pregătiți, în general absolvenți ai universităților, oameni cu studii superioare, oameni care stăpâneau cel puțin o limbă străină, dacă nu mai multe, care după o pregătire de specialitate, care putea varia în timp de la 6 luni până la 2 ani, erau trimiși la post peste hotare. Strict organizatoric, pentru a clarifica acest lucru, spionajul românesc din timpul regimului comunist a fost desfășurat, așa cum am spus, în primii 3 ani de către vechiul SSI. Ulterior, Direcția I Informații Externe, cunoscută sub abrevierea DIE. Ulterior, atunci când securitatea a fost reorganizată pe direcții generale, s-a creat o Direcție Generală de Informații, devenit apoi Direcția Generală de Informații Externe, menținută până în 1973. Din 1973 s-a creat un departament, deci practic informațiile externe căpătau un statut ceva mai aparte, în cadrul Ministerului de Interne funcționau în cadrul unui departament de sine stătător. Aici s-a produs și o confuzie care apare frecvent în lucrările de istorie dedicate spionajului românesc, pentru că abrevierea Departamentul de Informații Externe este DIE, la fel ca și Direcția de Informații Externe, și atunci unii istorici vorbesc de Direcția de Informații Externe până în 1978, dar subliniez, între 73 și 1973 și 1978 a fost un departament, iar sublinierea are rostul ei, pentru că integrarea informațiilor externe într-un departament arată rolul deosebit pe care liderii politici de atunci, în speță Nicolae Ceaușescu ca șef suprem, comandant suprem al Forțelor Armate, îl acordau și în speță Nicolae Ceaușescu îl acorda spionajului. Deci în anii 70 s-a pus un accent deosebit. În ultima perioadă, ultimul deceniu, 1978-1989, avem de-a face cu Centrul de Informații Externe, așadar cu abrevierea CIE. Reorganizarea din 78 este unanim recunoscut că a fost provocată de dezertarea generalului Ion Mihai Pacepa. Deci, iată, succint câteva repere referitoare la evoluția organizatorică și o scurtă hartă, spunem așa, a spionajului românesc. Referitor la colaborarea dintre politic și servicii, a existat o colaborare tot timpul progresivă? Au existat probleme? La un moment dat politicul a încurcat serviciile sau serviciile au încercat cumva să încurce viața politică? Cum caracterizați perioada dintre, mă rog, din perioada aceasta comunistă între politic și servicii? Raportul dintre politic, dintre factorul politic și serviciile de informații este unul extrem de complex. Așa a fost din toate timpurile, pentru că, așa cum este logic să fie, serviciile trebuie să servească factorul politic, trebuie să-i furnizeze acestuia informațiile esențiale pe care, pe baza cărora acesta, factorul politic, să-și poată construi deciziile politice. Cu cât informațiile pe care le are la dispoziție sunt mai valoroase, mai numeroase, cu atât aceste decizii vor putea fi mai bine construite, vor fi de efect. Din păcate, întotdeauna a existat tentația din partea factorului politic de a-și subordona serviciile de informații și de a le folosi nu în interesul statului, în interesul național, ci în scopuri mărunte, în scopuri politicianiste, în scopuri de partid. Regimul comunist nu a fost ferit de această tentație, ba dimpotrivă,
având de-a face cu un stat totalitar, unde vorbim de un partid stat, firește că Partidul Comunist înțelegea să controleze total regimul, serviciile secrete și să le folosească împotriva adversarilor ideologici. Deci aici e o adevărată congruență între partid, stat, servicii. Pe de altă parte, însă, serviciile niciodată nu au renunțat la dorința de autonomie, la spațiul propriu de manevră, la propriile interese, iar în cazul raportelor dintre Securitate și Partidul Comunist Român, a existat o îndelungată perioadă, putem spune că s-a întins pe două decenii, 1948-1968, deci 20 de ani în care a fost o confruntare tacită, mocnită, între ofițerii superiori de securitate și liderii de partid, care dintre ei dețin cu adevărat mai multă putere. Firește că bătălia a fost câștigată de partid, așa cum știm în aprilie 1968, la celebra plenară din aprilie, Nicolae Ceaușescu a înfierat drastic abuzurile săvârșite de securitate în anii 50, a tot puternicul până mai ieri ministrul de interne Alexandru Drăghici a fost sever criticat, sever pedepsit, a fost degradat, redus la gradul de soldat, deci din general colonel a devenit simplu soldat și a pierdut toate funcțiile și toată influența în partid. Deci în cele din urmă securitatea a fost înfrântă în această confruntare cu liderii de partid. S-a vădit clar că partidul e cel care de fapt deține controlul deplin asupra tuturor instituțiilor statului, iar aceasta era o condiție esențială pentru Partidul Comunist să controleze deplin armata, justiția, miliția, securitatea, adică toate instrumentele de forță ale statului modern, pentru a-și putea asigura supraviețuirea. În perioada 1968-1989, controlul partidului asupra securității a fost mult mai bine exercitat, mult mai drastic. Activitatea politico-ideologică în cadrul instituției a fost mult întărită, iar tentativele de emancipare, să spunem așa, de sub controlul partidului au fost firave și, în orice caz, foarte bine, foarte bine tăinuite. Desigur, acum nu lipsesc voci care susțin că în ultimii ani regimului și în speță în 1989, anumiți lideri ai securității au pus umărul la modul cel mai serios la prăbușirea regimului. Istoria va clarifica aceste aspecte, probabil în anii care vor urma. Deocamdată, informațiile sunt destul de contradictorii și prea puțin fundamentate documentar. În ce privește spionajul, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că, așa cum am spus, atunci când vorbim de spionaj, vorbim de activități informative externe, desfășurate dincolo de hotarele naționale, iar aici interesele ideologice ale regimului se împleteau foarte strâns cu interesele naționale, care sunt perene, care transcend regimurile politice. Astfel că, vrând nevrând, aparatul de spionaj al regimului comunist a înscris printre obiectivele sale și o serie de activități pe care practic le prelua de la Serviciul Special de Informații și le-a dus mai departe, iar la rândul lor succesoarele acestor servicii secrete, cele create după 1989, și le-au înscris și ele pe agenda de lucru. Este firesc să fie așa, pentru că o națiune are întotdeauna de apărat anumite interese care, indiferent de regimul politic care este vremelnic, indiferent de epocă, rămân și asigură supraviețuirea ființei naționale. Da, interesant ce interese protejează cei de astăzi, dar până să ajungem acolo, am văzut în volumul dumneavoastră o parte, un capitol despre spionajul economic. Ne puteți detalia din acest volum? Da. Sigur că da, spionajul economic, la fel ca și spionajul în sens general, datează din antichitate. Dacă vreți, primul spion celebru, să spunem așa, poate fi considerat Prometeu, care a furat secretul focului de la zei și
l-a oferit dezinteresat oamenilor, dar în același timp operațiuni de spionaj economic au fost cu adevărat desfășurate în antichitate. Se cunoaște efortul de a găsi secretul purpurei, culorii folosite, a pigmentului folosit pentru obținerea mult râvnitei purpure. Se cunoaște întreaga odisee a mătăsii, viermii de mătase obținuți ilegal din China și aduși cu mari eforturi în Europa. Deci astfel de operațiuni sunt foarte vechi. Spionajul economic, și aici specialiștii fac diverse distincții, pentru că spionajul economic, după părerea mea, se îmbină foarte mult cu spionajul tehnologic sau tehnico-științific. Toate invențiile și toate informațiile cu caracter economic nu fac decât să ajute un stat să ardă niște etape, să realizeze niște economii în sfera cercetării și în același timp să-și asigure supremația în lupta acerbă dintre națiuni pentru controlul piețelor de desfacere, pentru controlul resurselor care sunt esențiale în economie. Iar în cadrul regimului comunist, acest spionaj era esențial pentru că, să nu uităm, războiul rece și cortina de fier împărțise practic lumea în două tabere antagoniste, iar o serie de tehnologii, o serie de utilaje se aflau sub embargo. Puterile occidentale care considerau că o astfel de tehnologie ajunsă în mâinile inamicului ideologic poate servi și unor scopuri militare, nu permiteau acest transfer de tehnologie, acest transfer de know-how. Și atunci, cea mai simplă cale de a obține era spionajul. Cel mai bun exemplu în acest sens este operațiunea de spionaj prin care Uniunea Sovietică a obținut secretul bombei atomice, fără de care, probabil că războiul rece s-ar fi încheiat mult mai devreme. Spionii sovietici au avut abilitatea să obțină aceste informații și Uniunea Sovietică a obținut o armă de temut, o armă care i-a asigurat paritatea la negocierile ulterioare. În cazul României, dezvoltarea... Vreți să repetați? În 1949, parcă Uniunea Sovietică a deținut bomba atomică. Da, într-un timp foarte scurt, deci au reușit să producă bomba atomică, iar documentele care au fost desecretizate în ultimii ani arată că fără această bombă, probabil că Uniunea Sovietică ar fi fost teatru de război un scurt timp după încheierea celor de-al doilea război mondial. Mă refer aici la cele scrisori pe care Winston Churchill le-a trimis liderilor americani și în care cerea bombardarea cu arme atomice a Uniunii Sovietice, înainte ca aceasta să-și creeze propriul arsenal nuclear. Faptul că Uniunea Sovietică a reușit să facă o bombă atomică și să înlăture monopolul american, a făcut ceva mai dificil o astfel de acțiune și a contribuit într-un fel la păstrarea lumea. Exact. În cazul României, eforturile de industrializare reclamau, așa cum am spus, o serie întreagă de tehnologii, de produse occidentale, de informații despre firmele occidentale, pentru că adesea spionajul economic nu înseamnă neapărat că spionii obțin o linie tehnologică sau secretul, nu știu care, invenții. Informații foarte prețioase sunt și cele care privesc partenerii comerciali. Bonitatea acestora, până la ce nivel sunt aceștia dispuși să scadă prețurile, o serie întreagă de informații secrete sau confidențiale care pot ajuta statul care este posesorul acestor informații să-și impună sau să obțină cele mai bune condiții de colaborare economică. Și aici au fost o serie întreagă de operațiuni care au fost de succes și care s-au tradus prin economii bănești semnificative pentru statul nostru. Dau un singur exemplu, atunci când se negociau o serie întreagă de instalații și utilaje pentru combinatul siderurgic de la Galați, o unitate economică gigant și de mare importanță pentru economia națională, în cursa pentru furnizarea acestor echipamente, în valoare de multe milioane de dolari, se aflau firme franceze și firme germane. Ofițerii de informații au reușit să afle care sunt exact datele ofertelor și până la ce sumă pot aceștia să coboare prețul, după care
în cadrul negocierilor, partea română a putut să jongleze cu aceste informații, așa fel încât a obținut cea mai bună ofertă posibilă la vremea respectivă, mereu amenințând că, uite, concurența voastră, germanilor spuneau că francezii dau prețul mai mic, francezilor spuneau că germanii merg cu prețul mai mic și condiții mai bune. Și din acest joc informativ, așa cum am spus, au rezultat economii importante și, în final, achiziționarea unor instalații foarte bune. Pentru că, la momentul înființării acestui combinat, s-a mers pe ideea că trebuie dotat cu ce este mai bun la vremea respectivă în sfera occidentală. Da, e interesant pentru că și în literatura de specialitate România nu era văzută cu ochi buni de către Uniunea Sovietică prin faptul că aduce tehnologie din Occident și nu prea din Uniunea Sovietică. Mă refer aici la Electroputere Craiova, mă refer la și multe altele în care mi-aduc aminte că descrie în Hrușciov a fost deranjat de acest fapt și chiar când a făcut o vizită la Craiova spunea da, dar locomotivele sovietice sunt mai mari decât astea ale voastre. Cu alte cuvinte, nemai având argumente, a caracterizat situația de așa natură. Vreau să vă întreb, ați studiat foarte bine perioada Gheorghiu Udej. Vă rog, descrieți-ne puțin această perioadă, pentru că Gheorghiu Udej încă nu este văzut cu ochii reali. Este văzut așa ca o persoană care a venit, a fost pus, a trecut cumva prea repede. Majoritatea istoricilor se axează în special pe Nicolae Ceaușescu și epoca sa, lăsând cumva în urmă rezultatele, dacă Gheorghiu Udej considerați că a avut sau nu a avut. Cum vi se pare această perioadă? Din punctul meu de vedere, este o perioadă destul de importantă pentru că este cumva abilitatea politică de a reuși cumva să negociezi sau să vorbești cu Stalin în acea perioadă. Faptul că armata sovietică era aici, într-un fel era regimul comunist care era același și știm și noi foarte bine cum negociau sovieticii și până la urmă a reușit cumva să se mențină la putere și ușor, ușor să mai schimbe din ideile care la un moment dat erau trasate de la Moscova. Într-adevăr, perioada este foarte complexă, după cum deosebit de complexă este și personalitatea lui Gheorghe Udej. Din punctul meu de vedere, este o personalitate istorică fascinantă, un om cu un simț politic extraordinar. Spuneați de menținerea lui la putere. Păi, în primul rând, cred că ar trebui să vorbim de câștigarea puterii de către Gheorghe Udej, pentru că haideți să privim puțin lucrurile așa. La 23 august 1944, Gheorghe Udej era doar un deținut evadat din lagărul de la Târgu Jiu, urmărit de organele informative ale statului. Nu era un om cu o pregătire formală extraordinară, era electrician, este adevărat că la vremea respectivă, în perioada interbelică, un electrician era un meseriaș recunoscut și deținea o instruire și o sumă de cunoștințe peste medie, ca să spunem așa, dar totuși nu era detalia unui Lucrețiu Pătrășcanu sau a unui Ion Gheorghe Maură sau altor lideri comuniști. Nu avea contacte foarte bune în Uniunea Sovietică, din acest punct de vedere, de exemplu, nu se putea compara nici cu Ana Paucher, nici cu Teohari Georgescu sau Vasile Luca. Era, așa cum am spus, doar un deținut evadat. Și iată că, practic, în mai puțin de 10 ani, își înlătură toți rivalii, toți potențialii concurenți pentru funcția supremă în partid, îi câștigă încrederea lui Stalin și devine liderul incontestabil al Partidului Comunist din România. Nu a fost deloc un proces simplu. Dacă avem în vedere, așa cum am spus, că acest post era râfnit de oameni cu o pregătire și cu contacte politice mult mai bune decât avea Gheorghe Udej. Ați amintit aici de faptul că în anturajul său și ulterior pe culoarele puterii s-au aflat numeroși agenți sovietici care trebuiau să vegheze la fidelitatea față de Moscova. Nu trebuie să uităm că printre concurenții lui s-au numărat nu numai Lucrețiu Pătrășcanu, care este cel mai celebru
poate din cauza sfârșitului tragic pe care l-a avut, dar s-a numărat și un Emil Bodnăraș, de exemplu, care a avut o poziție foarte ambiguă, dacă ne amintim numai episodul 1947, în care îl denunță pe Gheorghiu Dej că ar fi pro-occidental și că ar fi foarte influențat în acest sens de Ion Gheorghe Maurer. Deci atunci situația lui Gheorghiu Dej s-a aflat practic pe muche de cuțit. Să ne aducem aminte de puternica și influenta Anna Pauker. Deci iată că nu mai vorbesc ulterior de alți fruntași comuniști, cum e cazul lui Doncea sau al lui Miron Constantinescu. Oameni care aveau și contacte importante și pregătire și, mă rog, aveau mai multe aturi decât Gheorghiu Dej. Totuși acesta a reușit prin abilitatea sa politică, prin arta de a-i cunoaște și de a-i manevra pe oameni, să-și creeze o echipă foarte puternică, pe care să o controleze foarte bine, oameni aleși cu grijă maximă, dar care l-au secundat în eforturile sale inițial de a-și consolida poziția în partid, de a obține controlul total asupra partidului și implicit asupra statului, și apoi l-au sprijinit, l-au ajutat în eforturile de emancipare în raport cu uriașul vecin de la Răsărit, care înțelegea să conducă cu mâna de fier întreaga sferă de influență ce îi fusese acordată prin tratativele de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Nu a fost deloc o sarcină simplă. Acum se minimalizează reușite precum retragerea Armatei Roșii din România. Se scoate în evidență faptul că a fost o decizie a lui Nikita Hrușov. Firește că așa a fost, că nu putea să decide Gheorghiu Dej plecarea Armatei Roșii din România, dar demersurile au fost inițiate de acesta încă din 1955, după semnarea tratatului de pace cu Austria. Deci solicitarea în acest sens a existat și o astfel de solicitare nu era deloc lipsă de riscuri. Demersuri au fost continuate și în anii 56-57. Fac o paranteză, în 1956, tot Gheorghiu Dej reușește desfințarea ultimilor sovromuri, ale acelor întreprinderi mixte sovieto-române care permiteau unui sovietice un control și o influență asupra economiei românești. Deci o succesiune de pași mărunți, foarte chipzuiți, foarte bine gândiți, dar care aveau un singur obiectiv, îndepărtarea de Moscova. Stabilirea relațiilor cu China lui Mao. După 1958 aceste relații sunt tot mai intense, pozițiile devin tot mai apropiate, iar după 1960 retragerea consilierilor militari din România și din Armata Română și mai ales din Ministerul Afacerilor Interne, opoziția față de integrarea economică plănuită de Moscova în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ulterior declarația din aprilie 1964, supranumită și declarația de independență a României, au fost cu toatele niște acțiuni extrem de bine pregătite, foarte bine analizate cu toate consecințele lor și în cele din urmă au asigurat României o poziție cu totul aparte în cadrul lagărului socialist. Cu atât mai remarcabil cu cât România practic era un stat înconjurat de țări cu regimuri comuniste sau socialiste. Noi nu aveam frontieră cu Occidentul, nu aveam frontieră cu state cu regim capitalist. Aveam, în schimb, o frontieră foarte largă cu Uniunea Sovietică, deci o intervenție în România ar fi fost extrem de facil de întreprins de către Armata Roșie, ori acest lucru a fost evitat. România nu a avut nici soarta Ungariei în 1956, nici soarta Cehoslovaciei în 1968. Gheorghiu Dej a avut această abilitate, acest tact deosebit de a alege exact cât anume să întindă coarda, ca să folosim o expresie populară, în raport cu Kremlinul. Iar acest lucru, după părerea mea, denotă, așa cum am spus, o abilitate politică extraordinară. Iar succesorul său, Nicolae Ceaușescu, practic nu a făcut decât să preia mare parte din liniile strategice trasate de Gheorghiu Dej și să le ducă mai departe, atât în plan intern, cât și în plan internațional, în planul relațiilor cu Occidentul și al raporturilor cu Uniunea Sovietică. Deci, în acest punct de vedere, aveți dreptate, e pe Gheorghiu Dej, care din nefericire s-a suprapus cu
anii cei mai duri, anii de instaurare ai comunismului, însoțiți de represiune masivă, de arestări numeroase, de crearea lagărilor de muncă și a domiciliilor obligatorii, însoțiți de deportările unor categorii de cetățeni din Banat în Bărăgan, deci o serie întreagă de abuzuri și de fapte abominabile. Deci această perioadă trebuie studiată mult mai atent în toată complexitatea sa, fără a lăsa deoparte, așa cum am spus, aspectele negative care au ținut de represiunea împotriva cetățenilor României, dar și latura pozitivă, latura de recâștigare a unui statut de independență în cadrul lagărului comunist, latura de edificare a unei economii de tip modern. Aici lucrurile trebuie mult mai atent evaluate și nuanțate și cred că în anii următori acest lucru se va face prin analize istorice cât se poate de obiective și fundamentate pe documente și mărturii istorice. Da, de aceea v-am și întrebat. Acum aș vrea să trecem către un alt subiect. Ați scris studii foarte temeinice despre emigrarea etnicilor germani. Aș vrea să vă întreb această problematică, pentru că s-a evit. La un moment dat au fost vânduți, la un moment dat se spunea că Ceaușescu a fost vândut și au pus banii în conturi. Voiam să vă întreb, detaliați-ne pe scurt această problematică și următoarea întrebare este, a avut Ceaușescu conturi secrete? Da, ambele întrebări sunt dificile. Am să încerc să rezum problema aceasta, este una complexă și comportă foarte multe aspecte. Cert este că așa numita vânzare a germanilor, a etnicilor germani din România, a apărut inițial ca o problemă umanitară, aceea a așa numitei reuniri a familiilor. Se cunoaște că evenimentele din timpul celor de-al doilea război mondial au provocat ruperea mai multor familii de etnici germani. O parte din tinerii germani, așa cum știm, s-au înrolat voluntar sau mai puțin voluntar în unități ale Wehrmachtului, s-au înrolat în unități ale Waffen-SS-ului, au luptat pe diversele fronturi din al doilea război mondial. Înfrângerea Germaniei a găsit pe mulți dintre aceștia în diverse regiuni ale Europei sau pe teritoriul Germaniei și după un stagiu mai lung sau mai scurt în diverse lagăre s-au stabilit în Germania, familiile rămânând în România. De asemenea, o parte dintre etnicii germani, atunci când armata germană s-a retras sub presiunea Armatei Roșii și Armatei Române, au ales să părăsească satele din Transilvania și din Banat, să refugieze împreună cu aceste armate germane. Ulterior s-au stabilit în Germania, s-au stabilit în Austria și la fel o parte din membrii familiei erau rămași în România. După 1954-1955 au început o serie de demersuri prin intermediul Crucii Roșii pentru reîntregirea familiilor. Inițial, statul român a fost destul de reticent. A încercat să-i convingă pe cei rămași peste hotare să revină în interiorul granițelor, dar firește că instaurarea aici a unui regim comunist nu făcea România o destinație prea tentantă, astfel că, de obicei, procesul de reîntregire s-a realizat prin plecarea membrilor de familie din România. Deci, inițial, acest lucru s-a desfășurat e drept greoi, birocratic, dar fără niciun fel de compensații, fără niciun fel de sume de bani sau alt tip de compensații pentru plecarea acestor oameni. Partea germană, pentru a grăbi lucrurile, inițial au fost unele inițiative private, au încercat să facă presiuni asupra autorităților române prin intermediul unor avocați care au oferit niște sume de bani pentru a obține mai repede plecarea clienților pe care aveau. Respectiv, cine era în Germania angaja un astfel de avocat, acesta făcea demersuri la București, oferea o sumă de bani și membrii familiei din România primeau viza de emigrare mai repede. Ulterior, acest lucru a luat proporții de masă și atunci autoritățile române au încercat să reglementeze la nivel guvernamental acest proces. Au fost o serie de tratative cu reprezentanți secreți ai guvernului de la Bonn,
și s-a ajuns la o înțelegere prin care partea română era despăgubită pentru pierderea unei forțe de muncă în general bine pregătite și o serie întreagă de calități, punctualitate, disciplină, seriozitate, prin oferirea unor sume de bani, prin oferirea unor tehnologii industriale și așa mai departe. Același gen de înțelegere s-au stabilit și cu guvernul Israelului pentru plecarea etnicilor evrei din România. Deci au fost înțelegeri interguvernamentale de la guvern la guvern, realizate este drept pe canale secrete. Opinia publică trebuia să nu cunoască acest lucru, însă au existat informații care s-au scurs în presa occidentală despre aceste înțelegeri, lucru care a nemulțumit atât partea română cât și partea germană. Iar procesul s-a intensificat în anii 80, când deja nu se mai vorbea acum de o întregire a familiilor, rămăsese un simplu pretext, pentru că de multe ori cea mai mare parte a familiei era în România, dar un tânăr sas sau șvab ținea neapărat să plece în Germania la un uim sau la un bunic care se afla acolo, deși restul familiei era aici. Deci s-a ajuns la emigrare din cauza deteriorării condițiilor de viață. Standardul de viață din RFG era mult mai înalt, condițiile economice de acolo erau, așa cum cunoaștem, net superioare și atunci atractivitatea a fost cât se poate de mare. Cred că cel mai bun indiciu în acest sens este faptul că numărul cel mai mare de emigrări s-a înregistrat după prăbușirea regimului comunist din România, deci nu motivele politice, lipsa libertăților democratice erau cele care au fundamentat acest proces de emigrare, ci mai ales cele economice. Desigur că procesul implica și aspecte culturale și aspecte demografice, a fost foarte complex, a fost gestionat destul de bine în prima parte, pentru că atunci lucrurile s-au desfășurat mai fluent și fără mare fricțiuni între cele două părți. Mai dificil în anii 80, când numărul cererilor de emigrare era de ordinul zecilor de mii, ceea ce nu convenea deloc regimului de la București, pentru că crea un fenomen de masă, se părea că toată lumea vrea să fugă din România. La drept vorbind, și românii ar fi dorit la fel de mult să emigreze în RFG, numai că ei chiar nu aveau prea mari șanse să facă acest lucru. Deci a fost un proces care nu cred că poate fi etichetat ca o vânzare a etnicilor germani, o înțelegere guvernamentală prin care România era despăgubită pentru, așa cum am spus, pentru pierderea unei forțe de muncă, pe care chiar partea vest-germană recunoștea că și-o dorește, pentru că industrializarea accelerată a Germaniei Occidentale reclama o forță de muncă numeroasă. Să ne amintim că în anii 70, de exemplu, foarte mulți cetățeni turci s-au stabilit în Germania pentru că acolo era nevoie de foarte multă forță de muncă. De aceea Germania a înțeles că este mai bine pentru ea să încerce să-și aducă acasă proprii etnici, pentru că acest proces și acest gen de înțelegeri interguvernamentale nu a existat doar cu România. Au existat și cu Polonia, și cu Uniunea Sovietică, deci și acolo etnicii germani au avut acest canal secret prin care puteau să emigreze, să se stabilească în Germania. În privința plăților compensatorii, de care aminteați, sumele de bani au fost inițial oferite cash, era vorba de valize cu bani care erau aduse în țară de către ofițerii de securitate însărcinați cu acest lucru. Banii erau oferiți de un avocat vest-german, desigur, cu acordul tacit al autorităților vest-germane. Ulterior s-a ajuns la viramente bancare, plățile se făceau în conturi special create la Banca Română de Comerț Exterior, conturi care erau foarte bine gestionate, foarte atent verificate, fiind vorba de valută, care la vremea respectivă era foarte râvnită pentru plata datoriei externe și pentru plata importurilor reclamate de procesul de industrializare. Deci e foarte puțin probabil ca cineva să fi putut jongla la vremea respectivă cu aceste plăți în valută, chiar și în cazul unor conturi pe care unii ofițeri de securitate au fost împuterniciți să și le creeze în unele bănci din străinătate. Acest control era foarte strict. Negocierile se purtau, de obicei erau doi reprezentanți ai părții române și aveau asupra lor tehnică operativă care permitea înregistrarea convorbirilor, astfel că, pe lângă faptul că se verificau reciproc cei doi ofițeri,
înregistrarea convorbirilor permitea și superiorilor să aibă o imagine asupra ceea ce s-a discutat și asupra respectării protocoalelor. Deci era foarte puțin probabil ca cineva să reușească să extragă din acești bani. Confuzia a fost creată de denumirile folosite în documente, la un moment dat, în anii 80, pentru acest cont în care se centralizau sumele în valută, se folosește denumirea de contul prezidențial. Unii istorici au înțeles în acest lucru că era vorba de un cont al președintelui Ceaușescu. De aceea v-am și întrebat. De fapt, era vorba de un cont creat la Banca Română de Comerț Exterior, în care puteau fi virate sume în valută provenind din alte conturi tranzitorii. Deci acest cont funcționa, dacă vreți, ca o supapă, avea o supapă de sens. În el puteau intra bani din diverse conturi, dar din acest cont nu puteau fi scoase sume de bani decât cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu. Adică în felul acesta președintele se asigura că nicio sumă în valută nu va fi cheltuită anapoda. Și ideea a apărut după ce, fără știrea lui, s-au făcut niște plăți pentru importuri care au fost considerate a nu fi strict necesare, au plătit niște sume de bani din aceste conturi, nu foarte mari, de ordinea 100-150.000 de dolari, fără știrea lui. Și atunci când povestea a ieșit la iveală, a luat această măsură ca nicio sumă, nicio plată să nu se poată face din acest cont, decât cu semnătura sa expresă. Dar aceasta nu înseamnă că era contul lui. Denumirea de cont prezidențial nu înseamnă că era contul lui Nicolae Ceaușescu, ci doar că era controlat de el, tocmai pentru a avea imaginea clară a modului în care se cheltuie sumele în valută. Iar în privința conturilor secrete, care au fost căutate, dacă ne amintim bine, în 1990-1991, inclusiv de o echipă de experți financiari canadieni, nu s-au găsit aceste conturi. Este foarte puțin probabil ca ele să fie existat. E mult de argumentat în acest sens. Nicolae Ceaușescu nu cred că s-a gândit vreo clipă că va pierde puterea politică și să-și pregătească pe modelul dictatorilor africani sau sud-americani un refugiu într-un paradis tropical. Da, și eu cred același lucru, că nu avea niciun plan să plece vreodată din România sau să se ducă în altă zonă sau ceva de genul pentru a-și pune deoparte sume în valută. Da. Iar aceste sume, repet, erau mecanisme foarte bine puse la punct care să permită verificarea până la ultimul cent a sumelor intrate. Dacă s-au reușit să se facă lucruri necurate cu acești bani, s-a putut face doar după decembrie 1989, când într-adevăr unii ofițeri de securitate însărcinați, care aveau misiuni în această sferă de activitate și care aveau control asupra conturilor, drept de semnătură, acces prin parolă și așa mai departe la anumite conturi, s-au găsit în situația incertă că nu prea mai știau cui să raporteze. Să ne amintim că secretă s-a desfințat pe 30 decembrie 1989, a fost, ca să folosesc un termen, a fost vărsată în interiorul armatei. În fruntea armatei a venit un general pe care foarte mulți îl bănuiau a fi agent sovietic, deci problemele de fidelitate și de corectitudine atunci se puneau în totul alte condiții. Și atunci nu este exclus ca unii dintre acești ofițeri care aveau control asupra unor conturi în momentul 22 decembrie 1989 să fi folosit respectivii bani în interes particular, să fi făcut pierdute prin diverse artificii financiare unele sume de bani, care ulterior să fie folosite în noile condiții create de economia de piață. Dar până atunci nu a existat, în opinia mea, și nu sunt probe istorice, că ar fi existat posibilitatea creierii unor conturi secrete pentru familia prezidențială. Da, interesant. Haideți să trecem, că tot ați făcut noastră trecerea la după 89. Ultima noastră carte pe care și eu am aici, Mihai Caraman, un spion român în războiul rece. Spuneți-ne puțin despre personalitatea lui Mihai Caraman. Multă lume, spre exemplu, nu știa cine este Mihai Caraman. Bănuiesc că nici Mihai Caraman nu și-a dorit să afle foarte multă lume de el în perioada aceea sau în ultima perioadă. De aceea este surprinzătoare reușita dumneavoastră că ați reușit să faceți o carte și să aveți și interviul cu Mihai Caraman. Spuneți-ne despre Mihai Caraman,
ce părere, cum, mă rog, o concluzie despre o descriere a lui Mihai Caraman, pentru că din câte am înțeles eu ar trebui să ne mândrim cu acest domn care a reușit lucruri greu de crezut astăzi. Da, din punctul meu de vedere, Mihai Caraman a fost și cred că încă mai este un nedreptățit al istoriei. Eu am aflat pentru prima dată de acțiunea întreprinsă de Mihai Caraman și de rețeaua pe care a coordonat-o dintr-o lucrare a lui Mihai Pelin, din Culisele Die. O lucrare, îndrăznesc să spun, tendențioasă. Regretatul ziarist Mihai Pelin s-a stins din viață, din păcate, în urmă cu mai mulți ani. Dar, după părerea mea, lucrarea de care vă spun este scrisă ca poadă tendențios, în sensul că, practic, după încheierea lecturii, rămâi cu imaginea că Direcția de Informații Externe a Securității era una alcătuită numai din ofițeri imorali, necinstiți, incompetenți, trădători, care au fost angrenați numai în operațiuni condamnabile, în operațiuni derizorii. Deci, cartea fiind scrisă mai ales pe baza, aproape exclusiv, pe baza dosarului de anchetă realizat după dezertarea lui Ion Mihai Pacepa, firește că acolo se găseau o serie întreagă de lucruri condamnabile, o serie întreagă de lucruri negative cu privire la desfășurarea activității de spionaj în perioada de până în 1978. Episodul referitor la Mihai Caraman este întocmit pe baza unor rapoarte întocmite, scrise în 1978 de un fost subordonat al lui Caraman, cu care se afla în relații tensionate. Este vorba de ofițerul Ion Păturaru, care și-a pierdut postul la Paris după căderea rețelei și care i-a păstrat lui Caraman o ranchiună serioasă pentru că a fost nevoit să plece din orașul Luminilor pe nepusă masă, ca să spun așa. Și în cadrul anchetei din 78 a găsit de cuvință să-și plătească polițele și a întocmit o foarte abilă versiune a evenimentelor, din care reieșea că Mihai Caraman de fapt a lucrat cu acceptul tacit al organelor de contraspionaj franceze și că de fapt informațiile erau transmise sovietice. Plecând de la aceste informații, citind și lucrarea apărută în Franța cei 13 români care au zguduit NATO, mi-am pus întrebarea totuși unde se afla adevărul, care era adevărul. A fost posibil o acțiune de spionaj de o amploare atât de deosebită în care autoritățile franceze se închidă practic ochii și dacă da, atunci cum se explică faptul că această acțiune de spionaj a continuat și după ce cartierul general al NATO s-a mutat de la Paris la Bruxelles? Adică dacă autoritățile franceze au închis ochii și cele belgene au făcut la fel, cum se face că această acțiune a continuat și acolo? Pe de altă parte, alt semn de întrebare era legat la cel de referitor la informațiile cu caracter militar despre armata franceză. Erau francezii dispuși să ofere informații despre propria armată, erau informații false, menite să intoxice adevărul. Și de aici o suită întreagă de întrebări care m-au determinat să aprofundez problema. Mergând în arhive, studiind documentele, am văzut că nu exista nicio posibilitate ca acesta să fie un joc operativ al organelor franceze, pentru că securitatea cartierului general al NATO nu era asigurată de organele franceze, ci era asigurată de americani. Serviciul de contrainformații era controlat de americani. Deci nici de cum n-a făcut francezii să îl facă scăpat pe Caraman. Referitor la posibila furnizarea documentelor de către Caraman către sovietici, am găsit în arhive protocoale de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne și KGB, în care se prevedea că informațiile referitoare la NATO și la adversari occidentali în general se trimit și la Moscova, deci erau trimise în mod legal. Mihai Caraman le trimitea în țară, la centrala de la București, iar de aici erau cu avizul lui Nicolae Doicaru, comandantul DIE, și al lui Alexandru Drăghici, ministrul de interne, erau trimise și la Moscova, în cadrul schimburilor de informații
între țări aliate. România, la vremea respectivă, făcea parte din pactul de la Varșovia și se colabora și pe linia aceasta informativă, schimbul de informații, așa cum astăzi colaborăm cu țările NATO, tot prin schimb de informații. Deci nu era o decizie luată la nivelul unui individ, ci era o decizie luată la nivel statal, într-un cadru formal, reglementat prin acorduri bilaterale între organele de resort române și sovietice. Și de aici am cercetat inclusiv materialele furnizate de rețeaua coordonată de Mihai Canaman la Paris. Am văzut ce tipuri de informații ajungeau la București, cum erau acestea diseminate către organele guvernamentale, către Ministerul Apărării Naționale de la vremea respectivă. De asemenea, am putut să consult documentele declasificate NATO, inclusiv ancheta care s-a inițiat după depistarea acestei rețele de spionaj, iar din aceste documente oficiale ale NATO, așa cum subliniez încă o dată, reiese foarte clar că nu a fost vorba de niciun joc operativ, că rețeaua românească a dat o lovitură extraordinară, provocând daune de neimaginat pentru securitatea NATO de la vremea respectivă. Informațiile pe care rețeaua Caraman le-a obținut erau în măsură, așa cum se menționează într-un raport, să ofere o imagine de ansamblu a forței și a tuturor categoriilor de infrastructură de care dispunea Alianța la vremea respectivă în Europa, inclusiv despre armamentul nuclear, despre planurile de acțiune, despre planurile de dotare în viitor a forțelor NATO. Deci, liderii NATO de la vremea respectivă nu puteau să facă altceva decât, așa cum se menționează în concluzia raportului respectiv, să vadă ca singura latură pozitivă a acestei situații care se crease, faptul că adversarul, recte Uniunea Sovietică și pactul de la Varșovia, va înțelege în sfârșit, având toate aceste informații la dispoziție, că Alianța Nord-Atlantică este o alianță strict defensivă și că, iată, în planurile de acțiune nu se găsește nimic ofensiv, nu se plănuiește nimic, niciun atac prin surpriză împotriva blocului comunist. La vremea respectivă, așa cum ne amintim cu toții, starea de tensiune existentă între cele două blocuri, mai cu seamă după criza Caraibilor, după amplasarea rachetelor sovietice în Cuba, atinsese cote paroxistice. Da, se vorbea de asemenea așa războiului. Exact, lumea era pe marginea catastrofei nucleare, războiului nuclear. Orice gest putea fi interpretat mult cu totul eronat ca fiind un atac. Ambele tabere se temeau de atacul prin surprindere. Și atunci, firește că un mic incident, așa cum de altfel nici nu au lipsit, un mic incident se putea transforma într-un conflict nuclear. Iar faptul că rețeaua Caraman a putut să obțină astfel de informații și să permită decidenților din pactul de la Varșovia o radiografie exactă, nu doar a capacităților militare ale NATO, ci și a doctrinei NATO, a strategiei pe care și-o propune, a planurilor de luptă, în opinia mea, a contribuit la menținerea păcii, pentru că eforturile pentru așa numita destindere, care se făceau la vremea respectivă, intraseră în impas și iată că informațiile de acest gen care arătau buna credință adversarului se constituiau într-un argument foarte important pentru cei care pledau pentru reluarea dialogului dintre cele două superputeri și găsirea unor modalități pentru coexistența pașnică. Deci iată că spionajul, și ne putem mândri și noi că România a avut și ea contribuția ei, spionajul a contribuit așadar la menținerea păcii de-a lungul războiului rece. Important de subliniat este, deci am spus că și România a avut contribuția ei, revenind la teoria aceea a intoxicării României și a indirecta Moscovei prin rețeaua Caraman de către serviciile occidentale, serviciile occidentale nu puteau să facă acest lucru sau ar fi fost foarte rapid depistată o astfel de încercare, pentru că nu doar rețeaua Caraman a obținut informații despre NATO. Moscova avea propriile rețele de spionaj
împotriva NATO. Informații foarte valoroase au fost obținute și de către spionajul din Cehoslovacia, de către spionajul maghiar, de către spionajul est-german și de către cel polonez. Toate aceste informații se centralizau la Moscova, în centrala KGB, unde analiști foarte pricepuți evaluau întocmai documentele, le comparau și practic era foarte greu să le servești un document fals fără ca ei să îl identifice în cel mai scurt timp. De altfel, unul dintre defectorii sovietici care, într-un fel, a și dus la declanșarea vânătorii împotriva rețelei Karaman, a fost supus la Washington unui test de către ofițerii de contraspionaj din Franța, chemați special în acest sens. Aceștia au adus un set de documente NATO, o parte reale, o parte false, și l-au pus sub ochi ofițerului sovietic defector, rugându-l să le aleagă pe cele veritabile. Proba a fost trecută cu brio de către sovietic, el le-a ales foarte repede pe cele false și le-a dat deoparte, iar în fața stuporii pe care o putea citi pe chipul ofițerilor CIA și de la DST, care erau martori la acest veritabil tur de forță, le-a explicat foarte clar că a văzut mii de astfel de documente în cadrul centralei NATO, unde lucrase, centrale KGB, unde lucrase ca analist, și putea foarte bine să le deosebească pe cele veritabile de cele false, începând de la antet, de la formulele de introducere, de la locul ștampilelor, de la tipul de semnătură și așa mai departe. O serie dragă de elemente care permitea decelarea falsului de veritabil în cazul documentelor NATO. Deci, varianta aceasta, așa zise, intoxicări prin intermediul rețelei Karaman, nu stă în picioare pentru că informațiile primite de la București erau verificate la Moscova prin multiple canale, prin multiple posibilități. Deci era practic exclus ca timp de 10 ani Moscova să fie intoxicată cu informații false. Și mai este încă un argument și cu asta vreau să închei. Dacă o astfel de operațiune de intoxicare s-ar fi desfășurat cu succes și NATO, serviciile occidentale ar fi reușit o operațiune de așa o anvergură și așa importanță, fără îndoială că ea astăzi, la iată, 50 de ani de la evenimente, mai bine de 50 de ani de la evenimente, aceste lucruri ar fi fost cunoscute, lucrările de istoria inteligențului occidental le-ar fi pus în valoare, așa cum a fost cazul cu alte operațiuni de intoxicare pe care Occidentul le-a întreprins cu succes împotriva blocului comunist. Ori niciuna dintre lucrările occidentale pe care le-am consultat, mergând până la lucrări de ultimă oră care au fost publicate în Franța, în Statele Unite, pe aceste teme, pe aceste subiecte, nu menționează o astfel de acțiune. Deci, consider că, într-adevăr, acțiunea întreprinsă de Mihai Karaman la Paris, unde a stat începând de 1958 până în 1969, a fost una de excepție, a fost una care se poate constitui într-un model pentru orice ofițer de informații, iar modul în care el a acționat acolo a fost, zic eu, unul extraordinar, inclusiv faptul că rețeaua a fost depistată, acest lucru nu a fost provocat de o greșeală a sa sau a unei dintre agenții săi, ci a fost realizată prin trădarea unuia dintre membrii rezidenței românești la Paris. Cu alte cuvinte, unul din ofițerii de securitate a trădat, a trecut în tabăra adversarului, odată ajuns în mâinile CIA-ului, a devolat întreaga operațiune și atunci agenții au fost arestați unul după celălalt, iar Mihai Karaman s-a retras de la post exact când aceste lucruri se întâmplau. Aici încă o mențiune, apropo de multele lucruri neadevărate care s-au scris, s-au spus. El nu a fost expulzat din Franța, nu a plecat de la Paris ca fiind un ofițer de informații depistat și declarat persoană non grata, ci a plecat en fanfare, a oferit o recepție la ambasada României de la Paris și așa, cu titlul de amuzament, primul oaspete care a venit la recepția respectivă a fost șeful antenei CIA-ului de la Paris, o personalitate de excepție a inteligențului american,
care probabil că a crezut că este un moment oportun să schimbe câteva informații cu omologul său român. Deci nici vorbă de expulzare, nici vorbă de declarare ca persoană non grată. Deci o sumă întreagă de lucruri care, în opinia mea, trebuiau restabilite, trebuiau cercetate, iar faptul că arhivele au început să se deschidă, atât cele din țară cât și cele din străinătate, pentru că v-am spus că am avut posibilitatea să consult inclusiv documente NATO declasificate, permit istoricului, e drept cu prețul unor eforturi și a unui timp consacrat muncii de cercetare, permit așadar reconstituirea veridică a trecutului dincolo de ipoteze, dincolo de narațiuni scrise cu becul în ochi, așa cum a fost cazul cu declarațiile lui Ion Păduraru din 1978, în timpul anchetei ACEPA. Eu cred că aceste lucruri vor putea fi extinse. Cred că mai sunt și alte operațiuni care ar trebui lămurite. Culisele lumii inteligențului sunt tenebroase, sunt greu de străbătut de către cercetarea istorică, dar poate mai fascinant. Faptul că am avut și posibilitatea de a acumula informația documentară, informația seacă a documentului de arhivă, cu memoria profesională a generalului Caraman, aflat la o vârstă venerabilă, a fost o șansă nesperată pentru mine, o ocazie de neratat să aflu de la însuși protagonistul acțiunilor cum a văzut, cum a perceput lucrurile și oamenii la vremea respectivă. Aflat la 90 de ani, 2018, când am avut ocazia să iau respectivele interviuri pentru scrierea cărții, generalul Caraman fascinează și astăzi prin o luciditate și o agerime a minții extraordinară, printr-un simț al detaliului și o capacitate de analiză ieșită din comun, astfel încât mi-am putut imagina cam la ce parametri profesionali se afla acest om în urmă cu jumătate de veac, în anii 60, când acționa la Paris. A fost așadar o șansă rară pentru un istoric să îmbine istoria orală, memorialistica, cu forța documentului de arhivă, iar rezultatele sunt strânse între coperțile volumului pe care îl aveți în gândul această carte. Vreau să mai subliniez încă o dată utilitatea acestuia și cred că ar trebui citit de către toți cei care activează în acest domeniu, pentru că este o lecție de istorie și, în primul rând, datorită dumneavoastră că ați mers pe calea acesteia și ați încercat să aduceți la lumină și probabil cine știe câte alte lucruri interesante se mai găsesc în arhivă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru... Înainte de a încheia, spuneți-ne, vă rog, la ce lucrați acum? Ne-ați obișnuit cu cărți de referință, așa că nu vreau să ratez ocazia să nu vă întreb la ce lucrați astăzi. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Lucrez la o temă de cercetare cel puțin la fel de complexă precum cea referitoare la acțiunea rețelei Caraman la Paris, și anume la un volum despre relațiile de colaborare dintre serviciile secrete ale țărilor comuniste. Așa cum am spus și puțin mai devreme, la vremea respectivă România făcea parte dintr-un bloc politico-ideologic, nu? Dintr-o alianță militară, pactul de la Varșovia. În mod firesc, statele reunite în aceste structuri și-au pus, mai mult sau mai puțin onest, la dispoziție informații despre adversarul de la acea vreme, despre blocul occidental, despre NATO. S-au creat relații de colaborare, de schimb de informații între structurile de specialitate din țările socialiste. Au existat protocoale de colaborare, au existat schimburi de informații, schimburi de delegații de ofițeri, au existat operațiuni comune efectuate în Occident. Deci o lume fascinantă, greu de reconstituit, pentru că documentele sunt puțin accesibile, dar care atrage istoricul și care, zic eu, că și pentru cititori, pentru publicul larg, este deosebit de interesant. Operațiunile au fost dintre cele mai diversificate, începând de la răpirea unor persoane, așa cum a fost cazul istoricului român Aurel Decei, răpit din Berlinul de Vest și transportat în țară, dar nu numai asta,
deci operațiuni derulate în colaborare cu serviciile germane, cu sprijinul celor sovietice, până la operațiuni de infiltrare a unor agenți la nivel înalt, operațiuni de intoxicare, de dezinformare, furtul unor secrete de fabricații, unor tehnologii cu totul și totul speciale. Am aici în vedere secretul fabricării motoarelor de rachetă Ariane, o operațiune pe care domnul Dinu Zanșirescu a detaliat-o într-un volum de sine sătător, dar care mai merită încă analizată, rod al colaborării informative dintre români și sovietici. De asemenea, foarte interesant este că uneori serviciile de informații socialiste s-au aliat și au luptat împotriva altor țări socialiste și aici vă dau un exemplu, colaborarea informativă dintre serviciile sovietice și cele bulgare împotriva Chinei în operațiuni de dezinformare, de intoxicare și nu numai. Deci o lume, zic eu, fascinantă, foarte interesantă și care merită reconstituită pentru că ne arată ceea ce știm deja cu toții, că în acest domeniu al spionajului, al informațiilor secrete, nu există nici aliați veșnici, nici prieteni 100%, ci doar, ca să parafrazez un premier britanic, doar interese permanente. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Noi așteptăm și acest volum. Sunt convins că va suscita foarte mult interes. Vă doresc o duminică plăcută și aștept să ne mai revedem și aici. Toate cele bune. La revedere. Eu vă mulțumesc foarte mult. La revedere.